Profesor de limba engleză din toată țara află de la trainer de renume mondial noi metode de predare. Ei participă la prima ediție a conferinței naționale Geographic Learning Day, care are loc astăzi în capitală. Acolo se află și colega mea, Georgiana Burgilă, și vine cu mai multe detalii acum direct. Georgiana, bun găsit! Bun găsit! Iată, vorbim despre primul eveniment de acest gen organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României și de către Fisher International. Vorbim despre un eveniment la care iau parte peste 1000 de profesori, mult peste așteptările organizatorilor, având în vedere că, iată, se organizează același eveniment în două săli diferite, în mod simultan, în așa fel încât speakerii veniți din toată lumea să poată adresa aceste discursuri către profesorii de engleză de la noi din țară, profesori care, iată, acum află noi metode de predare a limbii engleze într-un mod mult mai interactiv, într-un mod original, dacă vreți. Tocmai s-a vorbit despre diferența de accent în ceea ce privește limba engleză în diverse zone ale lumii. De altfel, se fac, iată, foarte multe lucruri astăzi aici, întrucât fiecare speaker antrenează foarte mult publicul din sală și introduce foarte mult publicul din sală în ceea ce se întâmplă pe scenă. Iată că oamenii au venit în număr foarte mare pentru a participa la acest eveniment și au spus, cei cu care am vorbit deja, faptul că au foarte multe de învățat și vor să aplice în clasele lor atunci când vorbesc cu elevii și le predau limba engleză. Georgiana, mulțumim foarte mult!